Tot mai mulți moldoveni aflați în afara hotarelor țării vor să se întoarcă acasă în contextul pandemiei de coronavirus. Nu toată lumea o va putea însă face, spune președintele Igor Dodon, care afirmă că Ministerul de Externe este singura instituție care se va ocupa de acest lucru și va întocmi o listă a celor care doresc să revină în Moldova, care mai apoi va fi înaintată Comisiei pentru Situații Excepționale, cea care va decide cine vine acasă și cine nu. Prioritate o să dăm copiilor, studenților, persoanele aflate la tratament medical, altor cetățeni aflați în dificultate. De ce? Încă o dată. Noi ne dorim ca dumneavoastră să reveniți acasă. Mai mult ca atât, vreau să vă spun. Noi ne gândim cum să vă ajutăm ca dumneavoastră să vă încadrați mai rapid în viața economic-socială din Republica Moldova. De ce nu? Poate vom veni cu unele suporturi pentru dumneavoastră, că dumneavoastră, mare majoritate cei care sunteți în afara țării, sunteți persoane active. Sunteți persoane care ați putea să faceți foarte multe lucruri în Republica Moldova. Toți cei care vor intra în țară, indiferent de numărul acestora, vor trebui să cumpere polița de asigurare medicală, spune președintele Dodon. Nu vă supărați, stimați concetățeni, cei din diasporă, cei din care vor să întoarcă acasă, dar haideți să fim cinstiți însăși cu noi. Marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc acum în țară achită impozite pentru întreținerea, pentru suportul sistemului medical. Sistem medical care are nevoie de acest suport. Noi vă rugăm și vă îndemnăm să contribuiți și dumneavoastră pentru susținere. Și credeți-mă, lucrul ăsta va fi apreciat absolut de tot, și de medici, dar și de cei care locuiesc în Republica Moldova. Șeful statului a mai afirmat că a înaintat o propunere care stipulează faptul că toți moldovenii care intră în țară să fie testați. Dodon a specificat că această măsură de testare ar putea deveni obligatorie începând cu săptămâna viitoare.